Bună ziua! Ieri am avut o conferință de presă care a prezentat viitorii noștri colegi în PSD, o parte din ei. Astăzi, așa cum v-am spus de ieri, că ori de câte ori avem noutăți, o să vă informăm cu privire la ceea ce se întâmplă în partid. Și vedeți că în dreapta l-am pe domnul Jurescu. Îi dau voie lui Mari să vorbească despre dânsul. Ne-am întâlnit ca să vă arătăm și să arătăm concetățenilor noștri că noi nu citim liste, să confundăm partidele, ci noi venim cu oameni care vor să fie alături de noi. Domnul Minescu Costinel a mai fost primar municipiului Oltenița două mandate. Probabil și cunoașteți mult dintre dumneavoastră și unul dintre scopurile acestei conferințe de presă a fost și prezentarea candidatului PNL, din partea PNL, la funcția de primar a municipiului Oltenița. Există o problemă în cadrul organizației din Oltenița, în sensul că actualul președinte al organizației, domnul Paul Dumitru, și-a exprimat și dumneavoastră intenția în a candida. Am avut discuții cu domnul Pană și i-am spus foarte clar, e o postură de candidat la președinția Consiliului Județean, că nu am ce să-i reproșez. Pentru că domnia sa, timp de 3 ani de zile, a ținut în viață organizația așa cum este în momentul de față PNL Oltenița. Așa cum este, vreau să mă explic. Organizație care a suferit diverse lovituri, așa, în ultimii ani și, din păcate, o organizație nu foarte flexibilă. O organizație reticentă la primi membrii noi, la a-și dezvolta structurile, acolo era un singur criteriu, sau, mă rog, un principal criteriu. Dacă nu mi-ești plăcut sau îmi plac ochii tăi, e ok. Vii lângă mine, iei funcție în BPL sau unde dorești. Dacă ești puțin mai vocal sau, eu știu, non-standard din anumite puncte de vedere, nu mai trebuie să mai faci parte din biroul politic local și mai bine să nu ne vedem. Din păcate, o parte dintre mai vechi liberali au plecat din cadrul biroului politic local. Îi regăsim alături de domnul Minescu. Domnul Minescu nu vine din Neant, nu vine de la PSD. Domnul Minescu a fost un om de dreapta și a obținut mandatele din partea PNCCD. Corect. Cel puțin primul, al doilea mandat, nu mai știu, dar cred că tot din populară. Și eu sunt fiind membru PNCCD în urmă cu 20 ceva de ani, de atunci ne cunoaștem. Deci am luat această decizie. Decizia n-a fost simplu de luat. Sunt discuții de aproape o lună, zile. Am discutat cu domnul Pană de mai multe ori. La nivel național, Consiliul Național, BEX-ul, a luat o decizie în sensul că acolo unde sunt localități, la nivel național, cu probleme, acolo unde sunt primari care s-au mai erodat și nu stau foarte bine în sondaje, principalul criteriu va fi un sondaj profesionist la nivel de localitate, cel care e cel mai bine poziționat în sondaje, să fie candidatul PNL. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și la Oltenița. Unde domnul Milescu, în sondajul făcut de la nivel central, repet, nu de către echipele noastre PNL, care poate fi, pot fi subiectivă sau nu, a fost făcut de la nivel central. Domnul Milescu a fost pe primul loc, 39%, domnul Țone în jur de 25%, domnul Pană, colegul nostru, 19,6%. Deci de la simplu la dublu. Am discutat cu domnul Pană de mai multe ori, eu personal am fost și mi-am asumat decizia. Domnul Pană a spus, da, domnule, dar acest sondaj e cam subiectiv, mie nu-mi sună bine. E adevărat că orice sondaj are o marjă de eroare și poate fi contestabil, dar totuși diferența era atât de mare încât era greu de crezut că totuși de la
39-20, indiferent cât ar fi fost marja de eroare, care de fapt e plus minus 10%, tot nu ne apropiam foarte tare. L-am rugat să rămână în continuare în echipa noastră, fiind și președintele organizației. Acest mesaj îl transmit și acum, că cu siguranță după ce va vedea acest mesaj, va avea o frustrare, probabil că va fi dezamăgit, dar îl rog să rămână împreună, alături de domnul Milescu. Vreau să-i spun că luând această decizie, are obligația, nu știu dacă și plăcere, vede, are obligația să susțină candidatul PNL la primăria municipiului Oltenița și sper să rămână în continuare alături de noi. De fapt, propunerea a fost foarte clară. Domnul Milescu, candidat la primăria municipiului Oltenița, în situația în care va ieși primar și noi nu dorim, viceprimar să fie domnul Pan. Adică propunerea a fost fair, să zic așa. L-am întrebat pe domnul Pană de mai multe ori. Domnul Pană, credeți că putem câștiga cu dumneavoastră primăria Oltenița? Domnul Pană mi-a dat un răspuns foarte clar. De fapt, am înțeles indirect că nu. Nici măcar nu și-a propus foarte tare să câștige primăria Oltenița. De fapt, e foarte clar că dacă nu poți să realizezi măcar 3500 de voturi la Oltenița, n-ai cum să câștigi primăria. Tocmai de aceea i-am mai spus, domnul Pană, dumneavoastră veți candida. Dacă nu veți fi candidatul nostru, vă veți duce pe alt partid. Mi-a spus, da, am luat în calcul. De fapt, domnia sa mi-a spus, inițial, domnule, dacă voi nu mă vreți, mă vor alte partide, m-au curtat, iau în calcul să candidez chiar independent. Ce am spus? Dacă dumneavoastră candidați ca partid, domnul Milescu va candida din partea PNL, dăm o șansă în plus domnului Țone să câștige primăria. A fost de acord cu mine, îl aștept să nu plece din organizația noastră PNL și să-l susțină pe domnul Milescu. Dacă se va întâmpla, fiecare cu domnul Bun. Pe domnul Milescu l-ați întrebat dacă o să câștige primăria? Evident. Dar o să vă răspund. Nu vreau. Până răspunde, lăsăm la urmă să-i dăm... Să mai coacă. Lăsați-mă să mai scadă. Da. Da. Mulțumesc, Marin. Da. Discuțiile oficiale cu Costinel Mirescu sunt de vreo două luni. Discuția mea cu el e de vreo jumătate. Noi trebuie să fim întotdeauna pragmatici. În politică nu mergi cu sentiment. În politică mergi la câștig. Și indiferent cât de mult și cât de dezamăgit ar putea să fie Mitică Pan, când diferența este de 20 ceva de procente irecuperabilă între primul din sondaj și candidatul nostru, pragmatismul politic îți spune că ești la bătaie cu cel care e pe primul loc. Bineînțeles, dacă cel de pe primul loc acceptă să vină în echipa pe care tu o construiești, pe Partidul Național Liberal. Costinel Milescu a fost primar de dreapta, o dată sau de două ori, probabil că va fi de data asta primar tot de dreapta, pentru că într-un fief al PSD-ului care înseamnă Oltenița, un singur om a reușit să-i învingă. Milescu. PSD-ul a fost tare și mare în Oltenița datorită faptului că acolo întâmplător s-a născut Ion Ilescu. Și din această cauză lumea a spus, e orașul președintelui și noi vom fi veșnici în Oltenița. Uite că nu s-a întâmplat așa. Milescu a reușit să-i înfrângă. Și cred că și de data asta Milescu va reuși să-l bată pe Țone. Pentru că sondajul, dragii mei, sondajul a fost făcut de o casă de sondare a opiniei publice, nu de băieții de la Tineret, pe care avem noi specializați pe sondaj. L-am rugat pe cel care a făcut sondajul să vină din București cu oameni specializați și să nu facă sondajul cu oameni din localitate. Oameni care habar n-au cine e Milescu, cine e Țone și cine este Dumitru Pan. Deci sondajul este foarte curat și foarte bine făcut și arată și trenduri, arată și problemele care sunt în Oltenița, așa mai departe. Deci un sondaj e un studiu sociologic, de-a fapt un sondaj. Nu vezi, dacă sondajul spune că ăsta e câștigătorul și câștigătorul vrea să vină la noi, noi ce să facem? Să îmbrățișăm pe cel care nu are nicio șansă să câștige.
Poate că din punct de vedere moral nu e foarte corect ce facem noi. Foarte posibil ca moral să fi greșit un pic față de Pană. Mai ales că i-am spus că va fi candidatul, dar pe vremea aceea nu aveam un sondaj atât de clar. Eu, în mod public, îmi cer scuze față de Pană, pentru că, totuși, a ținut standardul PNL acolo în Moldenița, dar trebuie să înțeleagă că orice partid nu face altceva decât să meargă la câștig. Discuțiile care le-a avut Pană și pe care le-a avut și domnul președinte Drăgulin, pe care le-am avut și eu, n-au garantat, sau el nu a garantat în nicio discuție, că are puterea să câștige Moldenița. Când stai în față în față cu un om care spune nu știu dacă câștig, eu nu m-aș apăra la o astfel de luptă împreună cu el. Când stai în față cu unul care spune câștig în orice condiții, și să știți că eu am găsit mulți indivizi de genul ăsta cu care am câștigat. Unul este cel de la Borcea, care venea de nicăieri și a câștigat primăria de la Borcea la distanță mare de Zăgărin, care pe vreme era rege în Borcea. Determinarea pe care o are Costin Emilescu vis-a-vis de această candidatură este, după părerea mea, jumătate de pas făcut spre primărie. E determinat total să câștige. Așa că alegerea noastră de astăzi poate e un pic atinsă morala reală, dar nu ne permite, mai ales în condițiile în care știți că președintele Consiliului Județean ieșit pe PNL a schimbat barca, ce-i drept o barcă care ia apă. Ce este important este ca noi peste tot să ieșim cu candidați care au potențial de câștig. În condițiile acestea, încă o dată, încerc scuze la Pană pentru ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de el. Îi urez lui Costinel Milescu mult succes. Și mai este un lucru pe care vreau să-l spun. Uitați-vă aici, sunt niște oameni pe care nu-i cunoașteți. Sunt 5-6 persoane, membrii PNL, care nu sunt în echipa lui Pană și consilier local, care nu sunt în echipa lui Pană. Au trecut în echipa lui Milescu de mult timp. Gândiți-vă, oare de ce? O campanie electorală și trebuie dusă în așa fel încât să mergi la câștig. Iar deciziile pe care le iei câteodată în unitate de timp trebuie să dovedească că decizia pe care ai luat-o este cea mai bună și îți dă posibilitatea să ajungi la un scor pe care ți-l dorești. Nu suntem singuri în lupta asta, sunt 7 partide care își doresc la fel de mult ca și noi să câștige cât mai multe voturi, ne dorim mult mai mult decât alte partide. Ca atare, sentimentele, prietenile pe care le avem cu colegii noștri, la un moment dat trebuie lăsate în planul 2 și decizia politică pe care o luăm, trebuie să o luăm astfel încât reprezentanții noștri pentru funcțiile de primar în toate localitățile să fie cea mai bună variantă și, mai bine zis, cea de câștig. De la bun început am spus că vrem să câștigăm primăria municipiului Călăraș, municipiul Olteneța, celelalte orașe, multe comune, că așa își dorește fiecare, dar în primul rând trebuie să ne dorim să câștigăm, Consiliul Județean. Ca atare, hotărârea pe care am luat-o astăzi este luată cu bună știință, nu la un tatonări, multor discuții, chiar și cu diferite momente de contradicere, de puncte de vedere separate sau altele de când am fi vrut, tocmai pentru că în Partidul Național Liberal, atunci când se ia o decizie, să ia și cu responsabilitatea nominalizării persoanelor care participă la funcția de primar. Eu îi spun, bine a venit Costinel, nici nu mă gândesc să nu câștigi municipiul Olteneța și eu îmi doresc să câștig primăria municipiului Călăraș și vă voi dovedi că voi câștiga primăria municipiului Călăraș cu toate zvonistica asta care a apărut că zvonii stau și stau bine. Restul rămâne la în puterea domnului Ionescu Costinel,
în modul de organizare al campaniei electorale, pentru că este cel mai interesat și, bineînțeles, în ultimul rând, a domnului Barbu, care trebuie să implice, să se implice în municipiul Botenița, să maximizăm cât mai mult voturile, astfel încât rezultatele să fie cele pe care ne le dorim. Domnul Costin. Ne întoarcem puțin în istorie. În 1996, primăria municipiului Botenița este câștigată de primar Rodin Sima și de Vindescu Costin, viceprimar, din primul tur de scrutin. La, au fost alternante la primăria municipiului Botenița doar două partide, cum s-a spus aici, PSD-ul și PNCD. Ultimele două mandate de primar, 2004-2012, le-am avut într-o alianță totală cu PNL-ul. PNL-ul având la acea oră, fiind reprezentant în Consiliul Local, prin viceprimar. Normal, prin partide de dreapta și PNCD-ul și PNL-ul, corect că m-am gândit că este în regulă să mergem pe un pol de dreapta. Ce face PNL-ul la ora asta? Lângă faptul că m-a rugat să candidez pe PNL, încercăm să coalizăm toate forțele de dreapta împotriva PSD-ului. Nu este nimic nou la Botenița, așa este și în toată țara. Și ne dorim să, eu cel puțin personal, îmi doresc să repun Botenița în loc statut, să reluăm lucrurile unde au fost oprite. Este păcat, Botenița se poate dezvolta. Botenița are, stă foarte bine la anumite capitole, nu vreau să intru în contradictoriu cu domnul primar, dar este normal să știți că Botenița are 95% sistemul de canalizare și apă pluvială, apă potabilă complet reabilitat. Stă mai mult decât, nu vreau să mă compar cu Bucureștiul, că nu este cazul. Spun să reluăm anumite proiecte vechi, să pornim o investiție mare care se numește portul turistic, este elementul declanșator care poate scoate Botenița dintr-o zonă de uitare. Păcate, ea este situată într-un triaxial, Giurgiu, București, Călăraș și este păcat că la ora asta Botenița este un oraș dormitor. Sunt în stare să mut munții în așa fel încât să câștigăm alegerile la municipiul Botenița și profitând de ce nu de un guvern PNL să mergem mai departe să dezvoltăm proiecte europene. Am experiență, am mai câștigat peste 20 de milioane de euro și în special fondul preaderare, mare atenție că puțină lumea vorbea de euro la ora aia. Deci ne putem dezvolta. Este un oraș micru, controlăm foarte bine, mă refer la partea de dezvoltare, și atunci așteptăm alegerile și să le câștigăm. N-am spus niciodată că PNL-ul este un vehicul politic extraordinar. În sondaje, ceea ce nu v-a spus domnul președinte, domnul senator, este că am fost măsurat de la PMP. M-aș fi bucurat să fiu măsurat de la PNL. Probabil că procentele alea ar fi fost mai mari și mă bucură nu procentul pe care l-am în sondaje, mă bucură de susținerea oamenilor. Să știți că Botenița este un sat mai mare și oamenii cu care te întâlnești, eu merg destul de mult pe jos, iar ceilalți care sunt care intră în contact cu mine prin intermediar, că așa mie în față mi se poate spune orice, profitând de faptul că sunt foarte cunoscut. Feedback-ul în Botenița este ne-am săturat. Este cazul să facem orice, este cazul să ieșim la vot și să schimbăm o poveste proastă de la început. E adevărat, în 2012 nu ne-am dat seama și este corect ca PNL-ul să îndrepte o greșeală care a făcut-o în 2012, pentru că eu am pierdut alegerile din cauza PNL-ului în momentul acela. Și atunci istoria să le scrie în sens favorabil pentru municipiul Botenița, să fiți convinși că PNL-ul va câștiga la Botenița fără dreptate. Noi nu ne gândim să câștigăm, noi ne gândim să câștigăm ca cineva să plece cu coada între picioare de acolo. Este singura lui șansă, că n-au fost de acord să rămână să-și vadă de treabă. O să plece
exact cum am spus, scoala între picioare. Eu atât am avut de spus, ne vedem după alegeri, să fac și o primă conferință de presă, că la noi în Oltenița nu prea există presă, și nici actualul, și nici actualul nu a fost de acord să existe presă în Oltenița. Da, e adevărat, e și un oraș mic. Dar eu zic că noi întotdeauna vom găsi niște soluții, vom găsi lucruri care interesează presa. Și mea culpa, ridic mâna, ridic pământul. Eu am fost total împotriva presei, adică în sensul nu că am urât presa, ci pentru că am mers cu capul în pământ și mi-am dus de treabă, dar nu am spus ce am făcut. E, acum de 2 luni de zile am ieșit în presă și am început să povestesc ce s-a întâmplat în anii anteriori, lucruri care mulți dintre ei nu le-au știut, am trecut în situații dificile, și sunt convins că pot să plec de la un timp de 0-2012. Și acum sunt proiecte în ministere. Și acum sunt studii de fezabilitate în primărie. N-au fost promovate, nu înțeleg de ce, nu are nicio importanță până la urmă, fiecare își duce crucea cum poate, dar totuși eu nu mai am o vârstă, adică nu mai pot să mai aștept încă un mandat până pleacă sau până îmbătrânește cineva. Și atunci mi-am pus la dispoziție toată energia și să fiți convinși, Oltenița va fi PNR. Dacă aveți, da, curiozitatea voastră nu este mită, dar... Păi, voiam să vă întreb că de la conferința de presă de ieri, poate să fie lămurit lucrurile, poate ați aflat care sunt urmării, care... despre care s-a spus că ar pleca de la PNL la PSD. La un moment dat, Aerobe s-a dat și încurcat în... N-am organizat primarii de unul de la alte clipă, dar el este de la PNL. Doamna ta, sunt unii primari care i-am întrebat și pe dumne, eu nici măcar n-am fost acolo, dar e problema unui dat primar nominalizat. Într-adevăr, cert este că sunt câțiva care pleacă, i-am spus de ei, restul sunt discuții. Și dacă vor pleca, noi nu o să spun de geaba. Și o să avem candidați care îi pot bate pe unul dintre aceștia. A spus că va pleca în soție și de cât să va consilier județeni. Știți despre cine este vorba? De cât consilier județeni de să plece. La PSD. Păi să termină mandatul. Și oricum aia poliția la noastră nu o să mai fie niciun. Și acum poate să iei. Da. Aș vrea să mă fac și un pic de un președinte în chestia asta, că e un moment extrem de interesant și e chiar să fac lucrurile. Sunt oameni care au venit cu Vasile din Partidul Democrat, au fost împreună de ani de zile, sunt prieteni, fac afaceri, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Și au plecat bine. Foarte bine, drumul. Problema este că în momentul în care anunți că sunt 9 primari care pleacă pe tine, iar din aia 9 în sală nu sunt decât o parte, și nu sunt toți. Și o chestiune care nu este în primul rând serios. Vedeți, listele se fac peste 2 luni. În 2 luni se pot întâmpla extrem de multe lucruri. O plecare de presă dintr-un partid într-altul e o plecare de presă. Nu neapărat o plecare din partid. Dacă nu să analizăm pe fiecare în parte, pierdem timpul, dar la modul clar și la modul matematic, dacă sau în clar în matematic, au plecat 9 și au venit 4. Până acum. Da? Ce spune? Au plecat 9 și au venit 4. Mie mi se pare că e greșit că legea permite niște mișcări de genul ăsta. Pleacă din PNL la PSD, din PSD la PNL, adică e o chestiune care nu este, după părerea mea, principială, dar în momentul în care tu, președinte de Consiliu Județean, iei 9 colegi și pleci cu ei, noi ce să facem? Să ne ducem la pescuit, să ne ducem la film, nu trebuie să procedăm în același mod. Chiar dacă n-am fi vrut să facem chestiunea asta, eram obligați să ne mișcăm, să nu rămânem de fapt, să zic așa, pe locul 2.
Timp mai este. Unii din ei se vor răzgândi. Sper să nu se răzgândească cei care au venit de la PSD la PNL. Dar sunt convins că aceștia patru care au venit nu se vor răzgândi. Din partea aia, ne putem aștepta la orice fel de surprize. Ceea ce vreau eu să spun este că suntem organizați la ora actuală să câștigăm trei orașe. Dacă nu patru. Călăraș, Oltenița, posibil Fundulea și Budeștiu, care oricum față de cele 5-6 comune mici, foarte mici, care au plecat la PSD, înseamnă poate 20% din cetățenii cu drept de vot pe care i-am pierdut. Este Borcea și este și Dormărunt, sunt două comune mari, care vom vedea în perioada următoare ce decizii vor. Să nu credeți că ce s-a întâmplat ieri e bătut în cuie, atât la noi cât și la ei. Sunt mișcări înainte de a se face listele, sunt plecări, sunt veniri. Asta e politica, pentru că așa se permite în România să facă politică, amalgamat așa. Pentru noi câștigul cel mai mare este că l-avem pe Dumnezeu la Vădărița, cu potențial extraordinar de a câștiga, l-avem pe Drăgulin la Călăraș, avem o persoană sănătoasă la Fundulea și un băiat cu șanse oarecum la Budești. Și vreau să vă spun că vom construi o echipă interesantă chiar și la Vădărița. Eu vă spun că nu cred că vom avea probleme, indiferent cât va alerga Vasile Iuță să cumpere în stânga și în dreapta primar, pentru că deja a făcut chestiunea asta și foarte mulți l-au refuzat. De ce l-au refuzat? Probabil că cei care l-au refuzat îl cunosc foarte bine. Nu vreau să jignesc, nu vreau să atac pe nimeni, că nu-mi place sistemul ăsta, dar, în mod clar vă spun, PNL-ul va câștiga alegeri. PNL-ul va avea trei primari de orașe și va avea președinte de comunitate și cel puțin 30 de primari în celelalte localități. Asta este predicția mea. Vom vedea după alegeri dacă se adeverește sau nu.